Pompierii din Brad și-au ajutat colegii de la serviciul de ambulanță pentru salvarea unui bărbat din Comuna București, care prezenta afecțiuni respiratorii grave. La o temperatură de minus 10 grade Celsius, echipa mixtă de intervenție a transportat pacientul mai bine de un kilometru pe jos cu ajutorul unei prelate. Pompierii brădeni împreună cu personalul medical al ambulanței s-au deplasat pe jos pe o distanță de peste un kilometru, accesul autovehiculelor fiind inaccesibil pentru că drumul era acoperit cu zăpadă și gheață. Apoi, în condiții de temperatură foarte scăzută, echipa mixtă de intervenție, pompieri și medici, a transportat pacientul cu ajutorul unei prelate de transfer. Ulterior, bărbatul a fost internat la compartimentul de primiri urgențe din municipiul Brad, unde i s-a acordat tratament de specialitate, iar acum se află în afara oricărui pericol și este sub supravegherea medicilor. Pentru salvator nu contează distanța pe care trebuie să o parcurgă, indiferent de condițiile meteo sau de mijlocul de deplasare, pentru a ajuta pe cei care au nevoie de ajutor medical de urgență.